Secesius România SRL cu sediul în Deva a anunțat într-un comunicat de presă începerea unui nou proces de concediere colectivă ca urmare a diminuării suplimentarea volumelor de producție în contextul actualei crize din industria auto, care impune ajustarea numărului de angajați cu noile planuri de producție. Procesul de restructurare se va desfășura în perioada martie-iulie 2022, iar cei aproximativ 250 de angajați care vor fi concediați vor beneficia de plăți compensatorii.